Salutare, tu, eu sunt Cristi și astăzi o să fac un mic video în care o să explic ce se întâmplă și ce o să se întâmple pe canalul meu în următoarea perioadă. După cum știți, în luna asta, cei care au terminat clasa a 12-a acum, printre care și eu, vor da examenul de bacalaureat, un examen care este foarte important pentru că de el depinde practic viitorul tău, dacă intri la o facultate bună sau dacă intri de orice fel la o facultate. Așa că o să vreau să mă axez pe învățat, dar de asemenea nu vreau să mai las YouTube în urmă, pentru că până acum, când am avut școala, adică mă rog, liceul, aveam programul plin și veneam seara obosit și nu mai aveam niciun chef, dar acum, pentru că nu am liceu, pot să lucrez, spre exemplu, din alea 6 ore pe care le petreceam la liceu, pot să dorm una, să mă trezesc o oră mai târziu, să învăț 4 și să filmez o oră și să rândez, adică să vă fac două clipuri pe zi. Și ajungem la subiectul principal, cel care probabil vă interesează, pentru că hai să fim sinceri, pe câți dintre voi vă interesează dacă iau eu sau nu bacul? Pe majoritatea vă interesează dacă o să trec astfel încât să continui cu clipurile, cel mai probabil. Oricum vreau să vă mulțumesc că mă susțineți în această perioadă grea. Știu că am fost inactiv și probabil că inactivitatea asta a mea a dus la inactivitatea oamenilor pe canal, pentru că ne se simte că nu mai e aceeași susținere care era acum ceva timp. Însă, oricum, cel puțin eu promit că după ce o să termin cu bacul și după ce intru la facultate, o să revin pe canal vara asta în, să zicem, forță și o să am un program pe care o să-l respect. Acum încerc să respect, deci vă zic, o să încerc să pun două clipuri pe zi, dar la vară o să respect programul și o să fac scrim și live-uri și o să mă țin și de serii și, mă rog, oricum o să încerc să fac și serii cu subscriberi, adică să joc cu subscriberi în anumite serii, mă rog, o să vedem cum o să fie la vară. Până atunci să ne axăm pe luna asta. Ce o să fac luna asta? Luna asta o să pun două clipuri pe zi, unul la ora 10 și unul la ora 1 după amiaza. Astfel că dacă vreți să vedeți și dacă nu vă apare în box, adică, în, mă rog, înțelegeți voi, în subbox clipul, sau că nu știu cum se numește, nu subbox, la subscription, că nu-mi vine acum. Dacă nu vă apar clipurile mele la subscription, pentru că, hei, dacă eu am fost inactiv și voi n-ați mai dat click pe clipurile mele pentru că n-ați avut pe ce da click, bineînțeles, mi-am cam pierdut prioritatea, să zic așa, pe pagina de subscription la voi, astfel că pot să nici nu apar, pentru că și eu am persoane la care am dat subscribe și ei postează des și eu nu văd că ei postează și mai intru din când în când pe canalul lor așa random și văd, hei, uite, tipul ăsta chiar postează. Oricum, vreau să vă mulțumesc din nou celor care ați rămas, celor care mă susțineți, celor în jur de, nu știu, 200-500 de oameni care dau like și care comentează. A, da, și apropo, o să încerc, nu promit din nou, o să încerc să răspund la cât mai multe comentarii, deci nu promit că răspund la toate, dar o să răspund la cât mai multe și, mă rog, la cele care merită răspuns. În primul și în primul rând, nu o să răspund acum, spre exemplu, la cei care zic primul, ce să zic, bravo. Dar o să răspund întrebărilor și, în general, comentariilor, pentru că acum vreau să fiu puțin mai interactiv. Și, de asemenea, probabil că auziți melodia de pe fundal și probabil că vă place. Ei bine, asta e o melodie făcută de un tip pe care am descoperit-o random. O să pun un link în descriere dacă vreți să intrați pe canalul tipului sau, mă rog, să ascultați melodia mai ca lumea, fără vocea mea deasupra. Și legat de serii, o să am seriile active, adică Hexit, Fallout 3, Mafia 2 posibil, nu știu, Mafia 2 merge cam prost, adică 50 de like-uri, what the fuck, comparativ cu Minecraft care ajunge și pe la 500, nu știu, mai vedem. Să văd dacă continui, s-ar putea să renunț la seria asta, deși am zis că nu o să renunț, mă rog, hai că vedem. Vedem cum merge, mai pun câteva episoade și să văd ce activitate are seria, că dacă nu o să vă placă, nu o să mai pun. Și eventual după ce termin cu bacul și o să revin la un program mai ca lumea, o să decid ce o să fac cu seriile, cu storyline, pentru că am observat că nu prea vă plac
plac sau, mă rog, vă uitați la primele episoade și pormă, și pormă gata. În fine, asta o să discutăm când o să fie cazul. Până atunci, eu o să mă duc și o să fiu entuziasmat de noul Fallout 4 care apare și probabil că după ce termin cu Bacu sau până termin cu Bacu, nu știu, o să încerc să dau un rush așa micuț în jocul Fallout 3, pentru că damn, vreau să joc și jocul Fallout 4 când apare neapărat, deja mă apuc să strâng bani pentru el. Bine, mă apuc să strâng bani, vreau să zic că n-o să cheltui pe altceva. În fine, lăsăm asta momentan. Vreau să zic de seriile de single player și de Take It, de care se plânge toată lumea. Seria de Take It este în pauză. Seria de Take It este în pauză, o să revină după bug, pentru că seria aia necesită mai mult timp, adică sunt multe chestii plictisitoare pe care n-aș vrea stau să le fac, pentru că durează, frate, o groază să ajungi OP și să faci lucruri destul de interesante în seria aia. Așa că, da, cam asta se întâmplă cu seria de Take It și de asemenea seria de single player o să continui. N-am încă în harta, n-am șters-o, nu am renunțat la serie. Atât că am zis că o să fac numai live-uri și în momentul de față chiar nu pot să fac live-uri. Oricum, o să încep să fac live-uri măcar de 2 ori pe săptămână, dacă nu de mai multe ori. Nu știu dacă o să fac chiar zilnic, dar o să încep să fac live-uri serios pe Twitch. Și o să am și program, nu așa random. Și da, oricum o să vă las în descriere pagina de Facebook pe care o să mai postez din când în când update-uri și o să mai pun link-uri de la clipuri în cazul în care vreți să vedeți. Mă rog, majoritatea probabil aveți deja dat like la pagina aia și vă mulțumesc pentru asta, dar celor care n-au dat like, i-aș ruga să dea like în cazul în care vor să mă susțină și să vadă cât mai multe. Oricum, dacă vă place un episod pe care îl fac, serios, nu ezitați să dați share pe Facebook sau like, pentru că în momentul de față am cea mai mare nevoie. Deci acum am nevoie de voi eu mai mult ca niciodată, pentru că este un moment destul de nașpa pentru mine și o să discutăm mai multe chestii, mai mult de chestiile astea, dar nu acum. Momentan să trec de bac, să fac rost de ceva cameră, dacă înțelegeți un debat, și mai vorbim după aia. Oricum vreau să-mi cer scuze așa de final că v-am făcut să vă uitați la o poză statică în cazul în care voi chiar ați sta și v-ați uitat la clip și vă așteptați să se întâmple ceva. Dar dacă nu v-ați uitat și ați lăsat în bară și v-ați jucat acolo ceva, atunci cred că nu mă simt așa de rău. Oricum, data viitoare, dacă mai fac chestii de genul până după bug, probabil o să pun gameplay, deși nu cred. Cred că ăsta a fost ultimul update până la ceva mai important. Însă nu știu ce să zic, din nou, nu promit. În cazul în care o să intervină ceva și eu nu o să mai pot să țin programul, poate atunci o să fac, dar până atunci să o lăsăm așa. 2 clipuri pe zi, ora 10 și ora 1. Dacă vreți să mă susțineți, dați like-uri la episoadele care vă plac și eventual și câte un share pe Facebook și like la pagina de Facebook, la cea care e în descriere. Vă mulțumesc din nou foarte mult pentru toată susținerea și pentru răbdarea de a vă uita la acest clip să vedeți ce se întâmplă. Până la viitoare, eu am fost Cristi. Vă mulțumesc încă o dată mult pentru tot. Sper să aveți parte de o zi sau seară bună în continuare și până data viitoare, bye bye!